poți să ne spui când ai descoperit dansul? Am început să dansez când am fost 5 ani la Chennai School of Dance în Lara, în Geelong. Și directorul acolo este Simone Maloney, care este un profesoară foarte, foarte fain. Mamica m-a pus să dansez acolo, că ea tot timpul a văzut că eu dansam și cântam în casă și ea a dat presimțirea că eu am plăcut să dansez și a fost corectă. Pe lângă dans, tu și cânti? Da, am început să cânt când am fost 8 ani la în studio în Geelong. Probabil că ai avut un cântăreț preferat pe care l-ai admirat și... Yes, am admirat pe Kylie Minogue. Eu am crescut cu ea. Când eu am fost mică, ea tot timpul a fost pe televizor și cânta și am crescut cu ea. Și pentru mine îmi place Kylie Minogue foarte mult. Și dansatoare? Sunt foarte multe. Este Darcy Basso, care este cu The Royal Ballet School, Company. Și pe aia este Sylvie Gillam, care și ea este cu The Royal Ballet Company. Și pe aia este Alina Cojucaru. Și ea este un româncă care a ieșit în prima dansatoare. Și ea este cu The Royal Company as well. Tu te-ai născut în România sau în Australia? Nu, am fost născut aici, în Melbourne, dar eu tot sunt româncă. So, yeah. Când auzi vorbindu-se românește, ce simți în jurul tău? Sunt foarte happy și sunt foarte mulțumită. Și sunt foarte proud să fiu româncă. Ai fost în România? De două ori. Am fost în 95, când aveam 94. În 94 m-am dus acolo pentru prima dată și acolo m-am primit 5 ani și aveam ziua mea acolo și a fost foarte fain. Aveam prăjitură foarte mare. Și am mers iară în anul 2000 și acolo aveam Christmas. Poți să ne spui vreo întâmplare, vreo amintire care ți-a rămas dragă și mereu te gândești la ea? Pot să-ți spun o poveste. Am fost în Timișoara cu vieșoarele mele și am fost pe un balconie că ei stătea în apartamente. Și am fost un pic obraznic când am fost mică și am luat niște fructe și am început să arunc fructele jos la niște mașini și a fost foarte fun. Și a fost poliția în mașină și poliția a venit sus și a întrebat pe tăticu că tăticu meu s-a dus să răspundă la ușă și a întrebat cum tu ai niște copii? Și el zice, da, ce-i problema? Este niște copii care sunt, care aruncă niște fructe. Și el zice, mi-a spus, nu, copiii mei sunt să uite la televizor. Din călătoria asta în România, am înțeles că ai compus un cântec sau lucrezi la un cântec. Poți să ne spui cum s-a născut acest cântec? Se numește Why Me? Și este că am văzut multe copii acolo în România care au fost pe stradă, nu avea casă, nu avea mâncare, nu avea părinți să fie cu ei și a fost foarte sad pentru mine să văd ceva așa, că sunt foarte milă de copii care sunt singuri. Și nu am cumpărat mâncare pentru niște copii care au fost acolo în România și nu puteam să fac mult pentru ei, dar am dat un pic ce puteam să dau. Și... Ai rămas impresionată de... Da, a fost și mai tânăr cât mine, a fost 8 ani și aia este foarte tânăr să fii singur pe stradă. Și eu, când am venit acasă, am scris o cântec pentru copiii pentru care sunt singuri și... În cântecul meu am spus că să vină și ceva foarte bine și pentru ei. Să nu fie teme. Asta îl dedici copiilor săraci de România. Yeah. Mama! Cum o poți la școală? Poți bine. Hai, Victor. Te
numit la SBS iar la news. Nu știi, te-a tipul la ce se uite? Mamica, ce este de mâncare? Ce este acolo cu masă, mamica? Mami! Da! Mami! Foame? Da? Sunteți foame? Da! Ești cu minte? Stai jos! Bravo! Hai, ce-s? Hai, și tu, măi! Bravo! Și uite aici sunt eu și fratele meu. Și uite aici fratele meu. Uite, ăsta-i poza mai frumoasă. Și și el este un actor. Asta e mama când avea părul cărnat. Știu când am fost 5 ani, și fratele meu care a fost 11 ani. Și asta sunt eu când am fost 7 ani. 7 ani, când am făcut niște fotografie profesionale. Și uite ticul meu de aici. Asta e camera mea. Uite aici am pozele mele de doamne, doamne. Și de anță, doamne, doamne, și doamne, doamne, și doamne, doamne. Și toate sunt ăștia, toate sunt din România. Și popa m-a făcut niște haine, m-a blăstuit hainele. Sfințit? Da, am sfințit. Am sfințit hainele. Și uite aici este anță româncă. M-a pictat fotografia asta pentru ziua mea. Și numele ei este Jenny Jataru. Și uite acolo sus, dacă vezi, este poza originală. Și am fost 5 ani. Și asta a fost anul care am fost... Nu, 7 ani am fost. Anul care am fost acceptată into the Australian Ballet School. A fost prima anii 997 și poza a fost făcută on the Yuyangs, care a fost big, big rocks in Geelong, că acolo am locuit. Și după aici am toate ornamentele și medalele și trofeele care am luat de la balet și de la singing sunt acolo jos și este și aici scrie că eu sunt cu The Jan School of Singing. Scrie The Jan School of Singing Student of the Year 2003 Loredana Sakalaru. Well, ăștia sunt care am luat ăsta și asta este trofeul primul care am luat. Din 96 am luat ăsta. Sunt toate mexicate. Dar am luat ăsta, am luat aggregate trophy. Ăsta este my favorite.